Bună ziua, bine v-am găsit din nou. Iată, suntem la o colonie care n-a vrut să accepte matca care i-am dat-o eu. Și ce am să-i fac? Păi, în primul rând, am redus albinele, am format roiul din filmul anterior. Acum, reorganizăm această familie așa. Lăsăm un spațiu de două rame acolo. Dacă mă întrebați de ce, o să vedeți mai departe. Aici va avea patru rame. Îi punem diafragmă. Îi punem diafragmă deocamdată. Deocamdată, tratamentul îl lăsăm, nu îl lăsăm fără tratament. Albinele care mai sunt aici le trec în partea de din spatele diafragmei, astfel. Că trebuia să iau o ramă, aceasta cred că o să o iau. Am nevoie de o ramă. Asta e numai bună. O vom folosi mai departe, o să vedeți. Mergem și o pregătim acum. Prima dată avem nevoie de o matcă, mergem să o luăm. Și după aia continuăm mai departe. Bun, am ajuns și aici. Ce vom face acum, fiindcă n-a vrut să accepte acea mătcuță, îi vom da alta, dar nu oricum. Pregătim o ramă. Această ramă trebuie să fie în așa fel încât rama respectivă să aibă și mâncare pe ea și celule goale. Deci încercați să surprindeți și ceva celule goale și ceva mâncare pe ea. Cam această parte ar fi ideală. Punem această plasă, vedeți această cușcă ce dimensiuni destul de mare am făcut-o. Cam matca să aibă destul spațiu de plimbat. Vă întrebați cum se dă drumul la această matcă din această cușcă. În niciun caz nu se dă drumul direct. Mulți care o folosesc îi dă drumul direct, dar nu se dă. Dacă îi dai drumul direct, n-ai făcut nicio treabă. Și acum e timpul să îi mai adăugăm un marcaj la această matcă. Dacă tot o luăm în mână, pămătcuță, o să adăugăm un marcaj. Încet, încet m-am specializat în adăugarea acestui marcaj pe regina. Desfacem un număr. Numărul respectiv trebuie întors cu fața în sus. O să vă explic de ce imediat.
Acum nu reușesc, dar o să reușesc. Da, că l-am întors cu fața în sus. O să facem lipiciu. Acum ce mai trebuie să facem? Să luăm matca din colivie. Luăm matca din colivie. Este ultima matcă din creșă. Va trebui să văd ce e și în creșa respectivă, că nu m-am mai uitat de o lună de zile. Deci au 4 săptămâni aceste regine de când stau în cuștii respective. O prindem de o aripă, după aia trecem degetul pe sub burta ei. O prindem de toroace, nu de partea moale a măcii. După care adăugăm acest bețișor în lipici, să nu fie prea mult. Un pic pe spatele la mătcuță și numărul pe ea. E gata. Asta e toată treaba cu marcajul. O ținem un minut pe mătcuță. Aici am mâna. Mai suflăm un pic către ea. Rama e pregătită. Și îi dăm drumul. Îi dăm drumul sub această cușcă. N-am mai mers matca asta de o lună de zile atât. Presăm ușor cușca asta. Să ajungă până la fundație. S-a băgat matca să mănânce miere. Iar acum o ducem înapoi la stupul acela și o să vă arăt unde plasez această ramă. Aici matca o să înceapă să depună ouă, undeva în 5-6 zile. Deci cam 5-6 zile o să stea aici, după care o să vă arăt atunci cum îi dau drumul, nu vă zic cum îi dau drumul. Bine, mergem înapoi. Matca se plimbă foarte frumos pe aici și a desfăcut și aripioarele, că n-a mai putut să fie în largul ei, acum este în largul ei. Bun, mergem înapoi la stup. Am adus-o pe mătcuță la acest stup. Totul e să-i lăsați distanță între cușcă și rama următoare. Eu pun cușca spre interior. Este distanță destulă și el așa va rămâne. 5-6 zile, vreo 6 zile o să-l las așa. Practic o săptămână. Matca este liberă, se va dezvolta. Feromonii ei vor fi puternici. Deocamdată oxalicul nu o să-l mai pun în partea respectivă. Deocamdată evităm tratamentele, indiferent. Chiar și cu ulei esențial trebuie evitat. Și să vedem ce se va întâmpla. Nu e greu de confecționat astfel de plasă, dar astfel de cușcă din plasă, dar durează un pic. Toate lucrurile durează.
sticlele vor fi dintre o mâine goale, va fi o acceptare grea, deci este o acceptare foarte dificilă, dar eu totuși sper să reușesc până undeva la 2 săptămâni va dura această lucrare. Și dacă pui în comparație, dacă îi dau o botcă, cam tot 2 săptămâni ar dura. Maxim 3. Deci pui în balanță dacă merită sau nu să te chinui să accepte o matcă sau mai bine dai o botcă. Notăm data la care am pus matca în colivie, asta e cușcă, nu-i colivie, matca, cușcă, și îi dăm drumul peste 6-7 zile, 5 zile, dar cât mai mult. Bun, cam atât la acest film. În următorul film o să vă arăt, să mă duc să verific cum arată creșa acum. Am scăpat de regine din ea, nu mai sunt regine în creșă și acum voi verifica și pe creșă să vedem care-i treaba acolo.